Toată comunitatea din Bustuchin va petrece cu muzică până târziu în noapte alături de autorități și asta pentru că va avea loc o nouă ediție a zilelor comunei Bustuchin. Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, spune că împreună cu Consiliul Local a alocat și anul acesta bani pentru ca sărbătoarea să continue și locuitorii să mai uite de grijile de zi cu zi. Fiecare comunitate și comuna Bustuchin, Consiliul Local, primarul au hotărât de vreo 10 ani încoace să țină zilele comunei în ziua de Pantelimon și ziua următoare. Deci respectiv două zile și la Bustuchin începe pe 26 cu seara, cu o discotecă în aer liber, pe o scenă modernă, cu sunete și lumini. Și pe 27 avem multe acțiuni sportive și culturale, bineînțeles cu negustori, comercianți, tribombe și tot ceea ce este la un bâlci, cum se spune. Iar festivalul concurs Iustina Bărâsanu vom avea în data de 28, deci duminică, începând cu ora 10 până la ora 16, timp în care se va ține preselecția, repetițiile cu orchestra, după aceea concursul și recenarea premiului. Interpretul de muzică populară Nicu Făciu, fiu al comunei Bustuchin, își va lansa albumul E verde, iarba și deasă. Primarul spune că acesta va susține un spectacol de 4 ore. Pe ora 18 vom avea un spectacol frumos pe care ne l-a dăruit un cetățean al comunei, Nicu Făciu, care a plecat din Bustuchin și nu a uitat că a plecat după Valea Mărădei, fapt care ne demonstrează prin lansarea CD-ului dumnealui în comuna Bustuchin, unde va fi un spectacol de bopatul și la care zic eu că vor fi prezenți cam toți cetățenii comunii și din comunele limitrofe, așa cum în fiecare an s-a făcut prin spectacol pe care noi l-am pus la dispoziție și prin acțiunile pe care le-am desfășurat. În continuare va fi un foc de artificii pe care ne sponsorizează o societate.